Un alt punct slab al fermei țărănești este netransmiterea acestei ferme către urmași. Datoria majoră a unui țăran este ca la bătrânețe să transmită ferma țărănească unuia dintre copii. Din păcate, țăranul român nu se achită de această datorie preluată de la părinții săi. El transmite urmașilor parcele de pământ și nu ferma însăși. Nu transmite decât parcele. Ori o fermă înseamnă casă, înseamnă mijloace de producție, înseamnă animale, înseamnă un tot unitar. În aceste condiții, urmașii, neprimind de la părinți un instrument de producție, adică ferma însăși, ei primesc un bun material, adică parcela de pământ, ei vând, din păcate, de cele mai multe ori acest bun după trecerea la cele veșnice ale părinților. Modelul sărăciei țărănești se agravează prin faptul că unul dintre copii primește doar nucleul gospodăriei, casa, anexele și cotă parte din teren. Astfel, de la un an la an, se mișorează gospodăria țărănească prin reducerea suprafețelor din cercul 2 și cercul 3. În fapt, diferența majoră între modul de transmitere din țările europene a unei ferme țărănești și România constă în aceea că aici, în România, țăranul transmite la urmaș doar casa și parțial din ceea ce noi numim generic masă. Prin noțiunea de masă înțelegem acea parte a fermei reprezentată prin mijloace de producție, teren, animale, care îi poate permite țăranului să pună bucate pe masă. Prin acest mecanism se produce dezagregarea fizică a fermei țărănești, ceilalți urmași ai țăranului trecând de la un statut de stăpân la un statut de slugă. În nicio altă țară europeană, țăranul nu are dreptul de a-și împărți gospodăria la toți copiii. Prin lege, orice țăran european din Germania, din Olanda, din Franța, este obligat prin lege să lase întreaga fermă unui singur copil care îi despăgubește pe toți ceilalți frați și pe surori. De regulă, în țările europene, ferma este lăsată primului dintre băieți, ca să aibă timp fizic să-i despăgubească pe ceilalți pe măsură ce cresc. Dacă un alt copil din familie vrea să devină fermier, să devină țăran, atunci pe baza despăgubirii primite și a sprijinului statului, își face ferma în altă parte, sprijin pentru tinerii fermieri, împrumuturi bonificate, cu 1-2% dobândă ca și credit. Ferma de subzistență este, de fapt, în România, din păcate, un mod de viață pentru țăran român, un mod de a fi al acestuia și nu o afacere din care să trăiască. Asta-mi primă.